Noi percheziții au fost efectuate astăzi de oamenii legi în dosarul dezordinelor în masă. În urma descinderilor care au avut loc în Chișinău și în nordul țării, au fost ridicate în total 11.000 de dolari americani și 400 de euro, care, potrivit poliției, erau destinați acțiunilor de destabilizare. De asemenea, au fost identificate cătușe, substanță cu miros specific de marihuana, înscrisuri de ciorne, precum și dispozitive de comunicare și stocare a informației. În comunicatul expediat de poliție se spune că perchezițiile au fost efectuate la domiciliile unor bărbați care au între 23 și 50 de ani, anterior judecați pentru escrocherii, trafic de droguri și furturi. Printre ei, după cum afirmă poliția, se numără și persoane revenite recent din Turcia, unde ar fi participat la instructaj pentru provocarea dezordinilor în masă și opunerea rezistenței față de forțele de ordine, folosirea articolelor pirotehnice și aplicarea arme armei în timpul protestelor ce urmează a fi organizate. Oamenii legii mai spun că au avut loc descinderi și acasă la unele persoane care la protestul din 28 februarie au aplicat forța în raport cu poliția și au blocat traficul pe traseul Cricova-Chișinău. Acestea urmează a fi supuse cercetărilor, iar ulterior vor fi citate la audieri. Poliția amintește că dosarul dezordinilor în masă vizează acțiunile persoanelor recrutate, instruite transportate și remunerate pentru participarea la acțiuni de destabilizare, începând din septembrie 2022. În cadrul acestora participă și tineri cu Constituție atletică, în special sportivi, organizați în așa numite grupe speciale. Potrivit oamenilor legii, misiunea acestora ține de opunerea rezistenței violente forțelor de ordine, inclusiv cu folosirea articolelor pirotehnice și armelor. Legea penală prevede închisoare de până la 8 ani pentru dezordini în masă manifestate prin organizarea sau conducerea unor astfel de acțiuni care s-au lăsat cu violență și distrugeri. Investigațiile continuă timp în care cei vizați se prevalează de prezumția nevinovăției potrivit legii, se mai spune în comunicatul poliției.